Noi vă mulțumim mult pentru a fi fost împreună cu noi în această seară. Rămâneți-mi. Mulțumim domnului Virgilie Gheorghe. Bună seara! Mă bucur că sunt în seara asta aici și mulțumesc pentru invitație. Vreau să vă spun că pe 21 martie, la ora 14, vom avea loc marșul pentru viață. În București se pleacă din Piața Unirii cu traseu până în Parcul Tineretului. În afară de București, mai are loc în 56 de orașe din toată țara. E foarte important să participați, pentru că astfel vă puteți exprima respectul vostru pentru viață și faptul că vă pasă de această problemă. Fiecare zi se fac aproximativ 400 de avorturi în România și chiar dacă dumneavoastră veți spune nu mă privește, știu deja sau eu nu fac asta, se întâmplă în jurul nostru. 85% din femeile care fac avort nu fac asta pentru că vor ele, ci pentru că sunt presate de soț, partener sau de către cei din jur. Asta înseamnă că noi, cei care suntem în jurul lor, nu le oferim sprijinul necesar. Prin urmare, pe 21 martie vă așteptăm la, în Piața Unirii la marș pentru viață și vă rugăm să popularizați cât mai mult acest eveniment. Mulțumesc! Mulțumim, Alexandra! Alexandra este luptătoare și o mărturisitoare și vă bucur mult că este împreună. Ora 14. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această seară de sfatul duhovnicesc. Eu m-am simțit ca altădată în Grecia, când cu Virgil, așa, Virgil era la platabă și venea pe bicicletă, era un grup de efort, așa, avea o bicicletă, urca până la platabă, în coboră și așa mai departe, deci era de atunci un sportiv. Dar mulțumim lui Dumnezeu că mi-a dat acest gând ca să-l invit în această seară și așa cum ați anticipat, vom invita în continuare. Deci, na, abia s-a deschis seria aceasta a conferințelor pe tema războiului patimilor, mai avem și alte patimi. Problema esențială, cred eu, este aceea. Părinte Arsenie are undeva în baloanele diavolului o expresie cam care se potrivește. Spune așa, nu vă mai trebuie minte că vă teleghidăm noi la toate nebunile, ne spune diavolul. Ne trebuie minte că ne dau ei tot ce trebuie, ne formatează și așa mai departe. Și ei ne formatează prin, am văzut, prin imaginație. Evident că se folosesc de ceea ce a spus și domnul Virgil mai înainte, de ceea ce avem noi. De aceea, părinții spun că nucleul fiecărei patim este un sâmbure de bine. Adică, această sete a noastră, această sete de nesfârșit, de infinit și așa mai departe, este convertită de diavol în ceva negativ. Și este prin aceste idonesc, care sunt, rod al imaginației. De ce? Pentru că mulți dintre noi, din păcate, trăim în calitatea de creștini mai mult în fantezie. Fantazia, cum spun grecii, din păcate este cea pe care trăim cel mai mult. Și aici diavolul lucrează foarte mult. Vă amintiți? Amintește Nicolae Steinhardt în jurnalul, cred că în jurnalul Fericirii sau în Dorit Bedovânii, nu mai amintesc exact unde, dar spune de tabloul Dalí, Ispitirea Sfântului Antonie, în care Sfântul Antonie este reprezentat micuț, un pic într-un colț acolo, pus la colț, și undeva diavolii sunt reprezentați ca niște elefanți. Dar, zice, dacă te uiți mai bine la acești elefanți, elefanți sau moștri care te înspăimântă, ei sunt, au picioare filiforme. Deci, cam astea sunt patimile. Ele ne îmbolnăvesc și în același timp ne creează o altă realitate, o pseudo-realitate, dar ca să răspundem noi, nădăjduim că va urma o seară în care vom răspunde mai mult cum ne vindecăm. Și
Domnul Virgiliu v-a dat multe citate din Sfinții Părinți ai Bisericii, ne vindecăm. Și vindecarea noastră ține de Harul lui Dumnezeu, de puterea lui Dumnezeu, în măsura în care a spus-o. Dacă ne smerim, Dumnezeu ne dăruiește. Dacă nu ne smerim și credem că noi ne așezăm în locul lui Dumnezeu, atunci lucrurile devin complicate. Deci, prin smerenie, ne așezăm în răveala lui Dumnezeu și în lucrarea lui Dumnezeu. Este o luptă, fără îndoială. Așa cum la un moment dat cineva a scris un bilețel și a zis, ne vorbiți prea mult despre asta, ne cam înspăimântă. Eu sper că Domnul Virgil nu v-a înspăimântat în această seară, dar a arătat, de fapt, ceea ce trăim noi. Că trebuie să recunoaștem, să ne recunoaștem multe din cele pe care Virgilul Gheorghe l-a spus în această seară. Noi îi mulțumim pentru această dragoste pe care a avut-o. Vă mulțumim dumneavoastră pentru răbdarea și, în același timp, deschiderea pentru ca această seară să devină o convorbire duhovnicească și nădăjduim cu ajutorul Dumnezeu că vom mai avea asemenea întâlniri în care ne vom ajuta unii pe alții și prin sfătuire duhovnicească, dar și mai ales prin comuniune și rugăciune. Doamne ajută! În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului, amin. Cu mine se poate vă să te creștim pe tine născătoare lui Dumnezeu și a Duhului fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât Heruvim și mai mărită fără de asemănare decât Serafim, care fără stricăciune de Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare lui Dumnezeu pentru noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Dragă Cerice, Părinte, binecuvântează! Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu al Său iubire, Doamne, întotdeauna, acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Amin.